După ani de când a fost donată municipalității, renumita clădire OMV din centrul Ploieștiului începe să devină funcțională. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și-a mutat o parte dintre activități în această clădire. Este ocupată, să spunem, în proporție de 20%, nici măcar atât, pentru că deocamdată cei care s-au mutat acolo sunt cei de la SSC, cu o parte din activități. Am demarat o serie de discuții, în prima rundă, de fapt, am demarat făcându-se prima invitație în sensul acesta și vom avea, cred că vineri, prima discuție preliminară pentru a ne pregăti foarte bine pe acest subiect. Într-adevăr, este o clădire unde Ploieștiul poate avea foarte multe lucruri acolo. Urmează ca în această clădire să funcționeze și Casa de Cultură Ile Caragiale. În conformitate cu modificarea actului prin care a fost donată această clădire, acolo se puteau și se pot dezvolta în momentul de față activități sociale și activități culturale. Cele două instituții, ASSC-ul și Casa de Cultură Ile Caragiale, îndeplinind din start aceste condiții. Sunt voci însă care susțin că în clădirea OMV din centrul Ploieștiului ar putea să se mute chiar și primăria, însă Adrian Dobre a refuzat să comenteze aceste zvonuri.